Firea telefonică în care înaltul reprezentant al Departamentului de Stat pentru Europa caută soluții pentru criza politică din Ucraina a stârnit o adevărată furtună diplomatică pe continentul european. That would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, you know, the EU. No, exactly. Remarca lipsită de diplomație a Victoriei Nuland a provocat indignare printre liderii europeni. Cea mai vehementă reacție a venit din partea Angelei Merkel, care a catalogat cuvintele înaltului reprezentant pentru Europa drept inacceptabile. Fără să confirme autenticitatea convorbirii, Departamentul de Stat a declarat că Victoria Nuland și-a prezentat deja scuzele aliaților. Se pare că interlocutorul înaltului reprezentant american pentru Europa este ambasadorul american în Ucraina.